Ioana Soare vă prezintă știrile Canal Sud. Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt principalele subiecte ale zilei. 165 de ani de la Mica Unire, ce s-a întâmplat pe 24 ianuarie 1859, aflați în jurnalul Canal Sud. Percheziții în Călăraș și București, Bebino a audiat de DIICOT într-un dosar greu. Peste 300 de locuri de muncă disponibile în județul Călăraș, mai multe informații în jurnal. Astăzi se împlinesc 165 de ani de la Mica Unire sau Unirea Principatelor Române. Pe 24 ianuarie 1859, Moldova se unea cu Țara Românească, iar domnitor al ambelor principate era ales Alexandru Ioan Cuza. În cei 7 ani de domnie a reușit să pună bazele României moderne. Cu mai multe detalii vine Bogdan Bogatu, profesor de istorie. Ce zi marcăm astăzi și ce importanță are pentru România? Astăzi marcăm ziua de 24 ianuarie 1859, o importanță strategică pentru istoria poporului român, pentru că la această dată, prin persoana domnitorului Alexandru Ioan Cuza și prin dubla alegere a acestuia, cele două țări surori, Țara Românească și Moldova, devin una și aceeași patrie. Alexandru Ioan Cuza este o personalitate a istoriei poporului nostru, pentru că el deschide practic drumul către unire, către independență și către obținerea întregirii teritoriale. Dacă ar fi să socotim Alexandru Ioan Cuza, să-l punem așa într-un calendar, Alexandru Ioan Cuza deschide calendarul pe 24 ianuarie. Regele Carol I, pe data de 9 mai, obține independența, da, față de Imperiul Otoman și la 1 decembrie o altă personalitate a istoriei poporului român, regele Ferdinand, definitivează unitatea tuturor românilor într-o singură țară. Alexandru Ioan Cuza este domnul care deschide drumurile, este domnul care construiește țara exact așa cum este, el este domnul reformelor, marilor reforme, reforma agrară, reforma educațională, înființează cele două universități, cea de la București și cea de la Iași, adică prin persoana sa se construiește România. Iar nu numai Cuza merită menționat acum, pentru că toți cei dinaintea sa, pașoptiștii, sunt cei care construiesc acest ideal al poporului nostru, și anume apartenența la un singur stat, o singură țară, un singur neam. Eu zic că 24 ianuarie merită amintit și menționat la fiecare oră de istorie cu foarte mare interes, pentru că copiii să știe etapele formării statului național român, liber, independent și indivizibil. Cuza este reprezentantul politicii prin noi înșine și al faptului împlinit. El, practic, prin dubla alegere, pune marile puteri europene în fața unui fapt foarte limpede, și anume unitatea românilor, pe care aceasta o doreau românii. Procurorii DIICOT din capitală, în colaborare cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, au desfășurat în această dimineață 6 percheziții domiciliare în municipiul București și în județul Călăraș, în cadrul unei anchete privind săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Procurorii DIICOT din capitală, în colaborare cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate din București, au desfășurat în această dimineață 6 percheziții domiciliare în municipiul București și Călăraș, în cadrul unei anchete privind săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Potrivit unor surse, anchetatorii au descins la adresa lui Bebino de la Clanul Sportivilor. Acesta a fost dus la sediul DIICOT și este cercetat în prezent. Conform informațiilor, în perioada noiembrie 2023-ianuarie 2024, doi suspecți au fost implicați în comercializarea și intermedierea vânzării unor cantități de cocaină, drog de mare risc, către consumatori din municipiul București. Operațiunea a fost efectuată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, având suportul de specialitate asigurat de Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Călăraș anunță că sunt disponibile peste 300 de locuri de muncă în tot județul. Cele mai multe sunt din zona municipiului Oltenița, acolo unde un angajator puternic a pus la dispoziție peste 200 de locuri de muncă. Deși posturi sunt, reprezentanții AJOFM Călăraș spun că locuitorii județului nu se înghesuie pentru a le ocupa. AJOFM Călăraș anunță că la nivelul județului Călăraș sunt disponibile în această perioadă 321 de locuri de muncă. Cele mai multe sunt disponibile în zona municipiului Oltenița, acolo unde un angajator din București a pus la dispoziție 250 de posturi. Din 321 de locuri de muncă avem 10 locuri de muncă pe studii superioare, avem în jur de 60 de locuri de muncă pe studii medii, iar diferența sunt pe studii primare. De la economist, consilier juridic, fiziokinetoterapeut, la asistent medical, contabil și vânzător și avem și un asistent medical la o clinică medicală de pe raza municipiului Călăraș. Cu toate că locuri de muncă sunt din plin, călărășenii nu se înghesuie să le și ocupe. La acest moment vin, dar nu ca și când, cu o frecvență ca în perioada primăverii. Fiind lună de iarnă, lună de început de an, într-adevăr nu prea se înghesuie persoanele la acest moment pentru căutarea unui loc de muncă. Probabil că nu ne promovăm, tocmai de aceea și încercăm ca să demonstrăm și să dăm această informație în presă că există locuri de muncă și doritorii pot veni la noi să se înscrie în baza noastră de date și să le oferim un loc de muncă corespunzător calificării, studiilor și ce nevoie au dumnealor. Conducerea AJOFM Călăraș precizează că procedura de intrare în evidența instituției este una simplă, iar doritorii trebuie să depună doar câteva documente. Procedura este în felul următor. Orice persoană care are vârsta peste 16 ani până în 65 de ani, data limitei de vârstă, poate veni la AJOFM Călăraș cu cartea de identitate, originalele documentelor de studii. Copiile le putem face noi și să certificăm că sunt conforme cu originalul și dacă am mai avut locuri de muncă pot veni cu cartea de muncă pentru persoanele care au beneficiat și de carte de muncă și zona de revisal o scoatem noi, avem protocol cu ANAF-ul și putem scoate zona revisalului. Cei care nu își găsesc un loc de muncă pot opta pentru un curs de formare profesională pus la dispoziție gratuit de Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Călăraș. Între timp, la nivelul județului Călăraș, rata șomajului a ajuns la 4,20%. S-a mărit un pic rata șomajului cu 0,70% procentuale datorită faptului că la sfârșit de an în agricultură, firmele din agricultură își mai dau un șomaj tehnic în general pe perioada iernii persoanele, urmând ca primăvară să-i preia de la noi din șomaj să-și preia la locul de muncă respectiv în agricultură. Anul trecut au fost ocupate aproximativ 50% dintre locurile de muncă disponibile în județul Călăraș, transmite conducerea AJOFM Călăraș. Îți dorești servicii publice digitalizate și performante, mai multă transparență în activitatea administrației publice județene și acces la servicii publice partajate? Consiliul Județean Călăraș implementează proiectul Soluții Informatice Integrate pentru Simplificarea Administrativă și Reducerea Birocrației prin digitalizarea serviciilor publice partajate la nivelul Consiliului Județean Călăraș. Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European. Peste 500 de vârstnici mor sau sunt răniți anual în incendii cauzate inclusiv de instalații electrice și coșuri de fund defecte. Se-ntrăiască. Puneți o dorință. De tine depinde să schimbi povestea. Verifică instalațiile electrice pentru a reduce riscul de incendiu. Viața este mai importantă. O campanie pentru siguranță derulată de IGSU cu sprijinul E.ON România și Delgaz Grid. Îndepărtează pericolele. Protejează-i pe cei dragi.
Judecătoarea Dina Eugenia Macovei din cadrul judecătoriei Rehliu-Gară a încetat din viață. Anunțul a fost făcut de Consiliul Superior al Magistraturii printr-un mesaj de condoleanță. Acesta și-a exprimat regretul pentru încetarea din viața judecătoarei din cadrul judecătoriei Rehliu-Gară. Este vorba despre judecătoarea care în noiembrie 2023 a fost sancționată disciplinară de CSM prin diminuarea indemnizației de încadrare lunare brute cu 10% pe perioadă de 6 luni. Această acțiune disciplinară a fost formulată de inspecția judiciară. Echipa de robotică a Colegiului Național Barbu Știrbei participă în perioada 25-28 ianuarie la etapa regională a concursului de robotică First Tech Challenge. Elevii călărășeni au dezvoltat un robot cu care speră să obțină punctaj maxim și să se califice la etapa națională. Nu este prima ediție la care aceștia participă. Liceenii au luat parte la acest concurs și în anii anteriori. Vor fi 3 zile intense pentru echipa de robotică a Colegiului Național Barbu Știrbei Călăraș, care va participa la etapa regională a concursului First Tech Challenge. Robotul pe care liceenii călărășeni îl vor prezenta este unul pentru care aceștia au depus foarte mult efort, iar greutatea lui este una pe măsură, 13 kg. Anul acesta, robotul nostru va trebui să pună pe o placă, pe plan vertical, niște hexagoane din plastic, destul de subțiri, ca să zic așa, adică ne e destul de greu să le luăm, așa că avem un fel de sistem de aspirator care să le bage într-o casetă și să le ridice în unghi, să le ia drumul pe rând pe placa respectivă. Trebuie să aruncăm și un avion de hârtie, tot cu același robot, și să-l punem să facă o tracțiune, el având 13 kg. Etapa regională se va desfășura la București între 25 și 28 ianuarie, iar echipa din Călăraș va face alianță cu o altă echipă înscrisă în concurs. În total, aproximativ 60 de echipe vor participa la etapa regională. Eu cred că ne vom descurca foarte bine, având în vedere abilitățile noastre de a conduce robotul, dar va conta foarte mult și de echipa pe care o avea în alianță, pentru că este important să facem puncte ambele echipe, ca să câștigăm un meci. În general, roboții poate să ne ajute foarte mult în viața de zi cu zi să scăpăm de anumite chestii. De exemplu, sunt aspiratoarele acelea care aspiră singure, cum ar veni, și ne ajută foarte mult. Echipa de robotică a Colegiului Național Barbu Știrbei Călăraș a mai participat și în trecut la această competiție. Am făcut această echipă în anul de 2018, în fiecare an echipajul se schimbă, deci ei sunt 5 din anul trecut, restul sunt copii noi, ca să zic așa, noi veniți în echipa noastră. Este destul de greu să lucrezi, trebuie să lucrezi după școală, piesele sunt scumpe, sponsorii sunt rari, dar trebuie să recunosc că anul de grație 2023 a fost un an bun pentru noi, pentru că EcoAqua ne-a sponsorizat, ne-a dat întreaga sumă de bani aproape ca să ne facem robotul. Din echipa de robotică a Colegiului Barbu Știrbei Călăraș fac parte acum 15 elevi. Ce te-a atras la robotică? Păi, în primul rând, cum am spus mai devreme, atmosfera și valorile acestea pe care le transmite și cum se desfășoară antrenamentele, partea asta de gândit, de idei, cum fiecare departament pune ceva în comun ca să iasă robotul final. Cum crezi că veți fi la concurs? Eu zic că suntem pregătiți și dacă anul trecut am făcut un punctaj atât de bun cu un robot mai puțin performant, anul ăsta cred că o să avem un loc foarte bun și o să ne calificăm la națională. Dacă se vor califica mai departe, liceenii călărășenii vor participa la etapa națională care va avea loc în luna martie. Dacă doriți să aflați ce vă rezervă astrele pentru mâine, Andreea Cazacu vă prezintă rubrica de horoscop. Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul pentru data de 25 ianuarie. Berbec, în carieră ești pe cale să atingi noi culmi. Apare oportunitatea pentru un proiect important. Fii deschis la idei noi și colaborează cu colegii pentru a obține succesul dorit. În plan personal, poți rezolva neînțelegeri din trecut prin comunicare sinceră. Taur, această zi aduce schimbări în relațiile personale. Deschideți inima și fii dispus să faci compromisuri pentru a întări legăturile afective. Găsește echilibrul între munca ta și nevoile partenerului.
Gemeni, acesta este momentul să te concentrezi asupra organizării și disciplinei. Stabilește obiective clare și fă un plan pentru a evita stresul. O abordare structurată îți va aduce rezultatele dorite atât în carieră cât și în viața personală. Rac, ziua te îndeamnă să explorezi noi domenii intelectuale. Caută aventuri care să stimuleze mintea și să slărgească orizonturile. Comunicarea deschisă cu cei din jurul tău va aduce înțelegere și conexiuni profunde. Leu, alocă timp pentru analiza financiară în această zi. Fii atent la cheltuieli și explorează opțiuni de investiții responsabile. Gestionarea inteligentă a resurselor tale îți va asigura stabilitatea financiară pe termen lung. Fecioară, relațiile personale sunt în centrul atenției. Investește timp în a înțelege nevoile partenerului și găsește modalități de comunicare eficientă. Construiește legături solide care să dureze în timp. Balanță, fii atent la sănătatea ta și adoptă un stil de viață echilibrat. Acordă atenție nutriției, exercițiilor fizice și odihnei adecvate. Un corp sănătos sprijină o minte sănătoasă. Scorpion, această zi îți aduce provocări și oportunități în domeniul creativității. Încrederea în propriul potențial și explorarea pasiunilor tale vor aduce realizări remarcabile. Fii deschis la exprimarea liberă a ideilor tale. Săgetător, este momentul să explorezi noi direcții în carieră. Fii deschis la schimbare și inovează în moduri care îți vor aduce succesul dorit. Planurile pe termen lung vor începe să prindă contur. Capricorn, fii atent la relațiile personale și investește timp în a le consolida. Comunicarea deschisă și sinceră va contribui la construirea unor conexiuni puternice. În carieră, fii perseverent și concentrează-te pe obiectivele tale. Vărsător, acordă atenție sănătății tale mentale și fizice. Găsește modalități de relaxare și echilibru într-un program aglomerat. O abordare atentă față de bunăstarea ta îți va aduce claritate și energie pozitivă. Pești, aspectele financiare sunt sub lupă. Fii prudent în gestionarea resurselor tale și caută modalități de economisire. Planificarea financiară atentă îți va oferi stabilitate și siguranță financiară. Acesta a fost horoscopul. Sper că îți va fi util și că vei avea o zi minunată. Acesta a fost principalul jurnal al zilei. Ne puteți urmări și pe site-urile Canal Sud, Observator de Călăraș și ne puteți asculta întotdeauna pe Radio Voces Campii. Nu uitați, dacă ați fost martorii unor evenimente care pot deveni o știre, scrieți-ne la adresa de e-mail redacția@roncanalsud.ro sau pe pagina noastră de Facebook. Să aveți o zi bună în continuare, ne revedem și mâine!